Salut băieți, eu sunt Dan și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 19 Draft spre Glorie. Datorită faptului că putem testa jucătorii Team of the Year, am zis să facem un draft, am zis să testăm un Modric, un Ronaldo, un Messi, să vedem ce ne pică, luăm draftul cu cei 300 de FIFA points. White, 3-4-3 flat, 4-1-4-1, 3-4-1-2 și 5-3-2. Nu știu ce să luăm, sincer. Hai să luăm 4-1-4-1, deși e cam... Nu știu pe cine să luăm, sincer. Luăm pe Albion. N-avem pe cine. Denis Suarez, Hoffman... Nici acum. Doamne, Iisuse, nu ne dă nimic, mă enervează. Cum să nu-ți dea nimic, frate? Forest Correa, Gelson Martins. Luăm pe ăsta de spaniol, face chemistry, da. Haide acum cu un Totti. Din păcate nu a venit niciun Totti, îl luăm pe Felipe Anderson. Coman. Manică, mai bun manică decât Felipe. Bejon, Patsko, Macon, Marnie. Nu contează pe care îl vom lua. Roberto Firmino, Sané, Godin. Interesting. Interesantă alegere. Sincer, cred că l-aș lua pe Firmino. Hai să luăm pe Sané, că merge aici în dreapta. Dar cu cine face chemistry, aia e problema. Fabinho, bun aici Fabinho, la închidere, frumos. Bakayoko, Wanyama, Partey, luăm pe Wanyama, îl băgăm pe... Așa... Hop, stai așa că trebuie să luăm un fundaș aici, ar fi bun unul de Anglia, uite-l pe Jones. Băgăm pe Fabinho aici, deși ofensiv Fabinho ăsta nu știu când ne poate ajuta. Salah! Bun Salah! Salah e peste Sané, din punctul meu de vedere. Face și Greenlink cu Fabinho, deci îl luăm pe Mohamed. Alex Teyes, Delph, Alexandro. Luăm pe Alexandro, da, face direct. Ne-ar trebui un atacant de Anglia ca să-i dea puțin chemistry și lui Mane, Griezmann, Rooney, Sturridge. Luăm pe Griezmann și poate găsim un super sub. Sterling, Iago Aspas, Mbappé, Mahrez. Mbappé, ca altă variantă nu prea avem, mai e problema. Vitolo, Eriksen. Doamne, nu ne-a dat nimic, fraților. Cred că e cea mai proastă echipă de am avut-o vreodată. Noroc că ni l-a dat acum pe Rijkaard. Dar unde îl folosim noi pe Rijkaard? Aia e ideea. Haide să vedem cine mai pică. Nu prea ne pică nimic, aia e problema. Carvajal, Kimmich, Walker. Walker, da, e mai bun Walker. Din păcate... Avem probleme mari, fraților. Cel mai prost draft de ne-a picat vreodată, sincer. Nu știu ce putem face cu această echipă, adică... E cam jale, jale pe aici. Asta e că n-am luat portar. Hai că ne-a dat timp. Luăm pe Farman, nu că nu face cu nimeni. Ospina, Meret. Luăm pe Ospina. Ia Greenlink. Ok, hai să vedem ce iese cu această echipă, să luăm și managerul. 89, 90 și iarăși 89. Luăm pe acest manager. Trebuie să ne chinuim puțin, trebuie să facem ceva și cu această echipă, fie ea cât de slabă, trebuie să reușim, fraților, ne batem cu ei. Mamă, la are doi Eriksen. Mai bine îl bag pe Aurier și bag pe Eriksen după aia. Ce me.
prima echipă cu 3-4-2-1. Are legendă Cannavaro. Bine, avem și noi o legendă, dar are jucători mult mai buni. Are un Salah în formă, are Mahrez în formă, are Griezmann în formă, Neymarito. O echipă care cred că ne va pune ceva probleme. Hai Mane, pleacă Mane, Aurier poate să-l dea. Salam, cum îmi place mie să zic, Mohamed Salam, marchează pentru 1-0, ce frumos a dat Mohamed. Hai cu kick-off-ul, hai, te rog eu cu kick-off-ul, că nu mă simt bine dacă nu iau kick-off. Doar Ospina, senzațională intervenția lui Ospina. Oricum nu mă simt bine, hai că o să termin afa, dar nu mă simt bine, fratele, dacă luam kick-off-ul. Kick-off-ul e kick-off-ul. Pleacă mă, Manică, bravo mă, hai să-l vedem. Mane, foarte frumos aici, hai încă una. Mane, aoleu, apără, hai Salah, bară, doamne, ce ocazie avem. Nu trebuie să ne jucăm cu ăstea, fraților. Ia uite, scapă ăsta, acum și ne dă gol și spargem controlul ăsta aici. L-am văzut, trebuia să scot portarul acolo. Kylian! Ce gol reușește Kylian! Nu e offside, nu e! Hai mă, frate, Mane, cum să rătezi mă de acolo? Bine, mă, frate, bravo! Hai, Mane! Centrare bună. Facem și preluare ca să nu ratăm, că dacă dădea din prima, dădea asta cu dreptul în boscheți. Pasă bună la Eriksen! Bine a recuperat Mane acolo, foarte bine a recuperat, dar asta a fost. Recuperarea lui Mane a făcut acest gol, că... Altfel greu, greu. Hai că avem parte și de primul race quit. Hai băieții! Nostru, mama mia, Petit, Cannavaro, Kanté, Stones, Valencia, Ander Herrera, Mohamed Salah, Alisson este atacant. Ne atacă cu Alisson, fraților. Ce ne facem, fraților? Ne atacă cu Alisson. Ia uite. Wow, Rijkaard! Rijkaard reușește să recupereze și reușește să marcheze. Hai să mutăm portarul acum. Reușim, avem mână de fier. Avem mână de fier, fraților. Ce ocazie are adversarul, incredibil. Ne trece glonțul pe lângă ureche, băi, și piu! Cum dă mă Salah cu 2 stele sau 3 câte are la Wickfoot în halul ăsta cu dreptul, frate? Aoleo, aoleo, pe kick-off-ul meu îmi dă el gol, frate, nu se poate așa ceva. A dă-l în masa pe De Gea ăsta, cum să scoată, frate, așa. Da.
Da, mă, dau și eu kick-off glitch, fraților. Hai, Salah! Hai, mă, Salah, mă, frate, mă. Bine că ai recuperat tu, Salah, că în afară de Salah, toți la mine sunt morți, fraților. Am cea mai proastă echipă de mi-a picat ever la draft, ever, ever. Hai, Eriksen. Hai să te vedem, Eriksen, că toată lumea zice că ai cel mai bun șut. Da, nu, că tot lui Sali trebuie să-i o dăm aici. Ia, hai să-l vedem pe Eriksen. Hai să-l vedem pe Eriksen, care ne dezamăgește din nou, din păcate. Oh, mă, Eriksen, spală-ți și tu păcatele, frate. Hai, Mbappé și tu. Ai long shot prost, Mbappé-ule. Hai, mă, Eriksen, spală-ți și tu păcatele. Mă, Eriksen! Du-te, naiba, Eriksen, ești pușcărie. Nu vă supărați, băieți, că spun asta, dar e pușcărie, Eriksen ăsta. Bă-ți de ușul la poartă. Mai are și 5 la Wickfoot, dacă nu mă înșel. Da, și noi ratăm 100.000 de ocazii și el dă gol. Hai, Salah. Da, mă, Mbappé, mă, bravo, mă, Mbappé, ai reușit să dai din 5 metri. Noroc cu Mohamed, fraților, noroc cu acest Salah, că e incredibil de bun. Deci, pe cuvântul meu de nu, acest Salah, în multe drafturi am jucat cu el, își face treaba. Hai, hai, mă, și tu, Mane, ești singur cu portarul. Hai, Eriksen, spală-ți și tu păcatele, Eriksen, du-te și lasă-ne, Eriksen, du-te și lasă-ne, te rog eu frumos. Ia uitați-vă, băieți, statistici aici, trebuie să dau, deci, Doamne, nu pot să înțeleg cum am echipa atât de slabă, nu pot să dea pe ăștia, nu pot să dea un șut la poartă, frate. Hai, Mbappé-ule. Pasează-i lui Eriksen, da. Hai, Eriksen, în sfârșit, a dat și Eriksen, fraților. În minutul 95, Eriksen își spală păcatele! Își spală păcatele, Eriksen! Cu ciocata, da, direct o ciocată de aia, clasică. Bună pasă! Bio, mă, mamă, cât putem rata, fraților! Echipa semifinalistului cu Ronaldo, Zaha, Vieri, David Silva, Dembele, Wanyama, Robertson, Socrates, Pucele, Virgil, Loris și acest râb de la Volvol pe care nu-l cunosc. Sunt foarte mulțumit că am ajuns și în semifinală cu acest sistem și această echipă, nu știu, nu e pe placul meu deloc. Oh, mamă mia, ce rachetă reușește Sadio Mane! 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 Ce șut are Sadio Mane! Nu mi-a plăcut meciurile trecute, cum s-a descurcat, dar în acest meci își pune amprenta în jocul nostru și reușim să ducem scorul la 2-0. Luăm o opțiune serioasă pentru a ajunge în finală cu această echipă foarte proastă. Nu mă așteptam să... Avem un parcurs atât de bun, mă așteptam să ne oprim undeva în meciul 2, dar haide să ne concentrăm în continuare, băieți, campionilor. Da, mă, las-o, naiba, dă David Silva ăsta, mut portarul fix acolo pe colț.
Și ia uite să se roagă la... Îi mulțumește lui Dumnezeu campionilor că putu să dea un astfel de gol penibil, sincer vă spun. Adică de obicei chiar laud adversarul când dă un gol gândit sau ceva, dar ăsta, golul ăsta e iurea rău, adică e random. Foarte bine se întoarce Mbappé. Bine către Raikkonen. Bine, încă una. Frumoasă fază, bine construită. Foarte frumos a plecat. Am deschis foarte bine jocul pe partea stângă. După aia am tras apărarea cât mai jos și am încercat să găsim un culoar favorabil. Mohamed Salah, de obicei cel mai bun jucător al nostru de departe, adică m-au dezamăgit și Eriksen și Mane. Bine, Mane meciul ăsta totuși s-a mai mișcat, dar... I-a dat prin mâini. Hai cu rebound-ul, hai cu rebound-ul și noi, să avem și noi noroc. Da, scuze pentru golul ăsta. Am avut noroc. Are viteză și Mane finalizează foarte frumos. Da, rage quit, ajungem în finală cu cea mai slabă echipă pe care puteam să o avem ever la draft, fraților. Cea mai proastă echipă. Haide să vedem echipa finalistului. Cu cine ne bate? Mamă! Ce echipă, frate! 3 Team of the Year! 3 Team of the Year! Și noi nu jucăm cu... Noi jucăm cu cea mai slabă echipă din joc. Hai Mane, Ramos Totti, nu poate să ia mingea lui Mane, Ramos Totti, pasează lui Salah, hai mă că avem noroc, trecem foarte bine de Ramos Totti, trecem și... Wow, aleo, nu se poate așa ceva, a mutat portarul și a dat în bară cu poarta goală. Pleacă Mbappé-ule! Pleacă Mbappé-ule! Reușim să deschidem scorul pe Kylian Mbappé! Hai Kylian! Penalti! Doamne, cât a penaltiu am avut aici! Kylian! Ce jucător este acest Mbappé? De-aia e cel mai bun jucător sub 21 de ani, Mbappé. 3-0, minutul 52, oare vom asista la rage quit? Reușim imposibilul. Misiune imposibilă. Această misiune a fost realizată. Am reușit să câștigăm draftul cu o echipă de tinichea, sincer. Rare player pack și gold pack sunt pachetele pe care le vom deschide. Sper să primim și noi un Totti. Nu este workout aici. Mă gândeam că într-un gold pack nu are cum să fie workout. Și hai să vedem acum. Rare player pack. Facem, hai să deschidem cu microfonul, fraților. Auluste, că nu se apasă. Haide. Eu o caut. Spaniol cam David Silva, fraților. David Silva. Am crezut și eu că ne dă un Totti. Am crezut că ne dă și nou un Totti. Da, e bun și ăsta, nu? E 50k? Bun, 50k. Bun și Falcao. E și ăsta, 7k, bun. Bun, fraților.
Da, campionilor, cam atât am avut pentru astăzi. Ați văzut că am câștigat și cu o echipă de mâna a treia pentru teamurile pe care le-am întâlnit cu Team of the Year. Sunt foarte mulțumit datorită acestui lucru. Haideți să ajungem undeva la 1000 de like-uri pentru Danuț, ar fi absolut incredibil. Vă pup și dacă deja nu te-ai abonat, nu uita să apeși butonul de subscribe, nu uita să aprinzi clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care eu le postez și nu uita, ai linkul meu în descriere de la Instagram, acolo mă poți urmări, și viața mea reală, poți urmări ce fac în permanență. Vă pup!